Da. Bună seara, Paula. Felicitări pentru absolvirea cursului de Practitioner Coach, seria 39. Bine ai venit! Bună seara! Bine te-am găsit! Mulțumesc! Mă bucur să ne cunoaștem. Spune-mi, te rog, câteva detalii despre tine, cum te numești, unde locuiești, cu ce te ocupi. Sau ce altceva dorești tu să ne spui? Sigur, mă numesc Ivan Paula, sunt din partea de vest a țării, în Timișoara, și am studiat arhitectura, am făcut facultatea de arhitectură, am și profesat în domeniu. Acum vreau să am m-am înscris la acest curs să văd, să mă dezvolt, cresc capacități pe care poate nu le aveam înainte. Mulțumesc pentru întrebare. Ce te-a motivat să particip la acest curs? Acest curs îl cunosc din familie, pentru că și mama mea a participat la nu exact la acesta, dar la un curs din academie. Și am înțeles, ea mi-a povestit apoi că este foarte bine structurat, că sunt informații cumva sunt foarte bine exemplificate și prin experiențe de viață. Și pe de altă parte, dintotdeauna mi-am dorit această dezvoltare personală. Chiar știu că am avut momente în care mi-aș fi dorit mult mai mult să am parte de o anumită ghidare pe care am găsit-o în acest curs. Super tare! Felicitări pentru decizie! Și ce ai obținut Mulțumesc. mai concret din acest curs? Din acest curs am obținut ideea că se poate. Ce-ți pui în minte, ce-ți dorești, foarte multe lucruri se pot. Am obținut o structurare pe care înainte nu aveam, ca un fel de și un fel de autoconștientizare a gândurilor, pe care a dialogului interior, a motivelor pentru care facem anumite lucruri pe pilot automat, ca o disecare a vieții interioare, într-un fel. Am obținut multe, dar poate nu reușesc să le spun așa pe toate. Cu siguranță. Da. Da, mă bucur, mă bucur. Ai vrut să mai adaugi ceva? Ar fi mai multe, dar cred că nu-mi vin acum toate. Da, chiar au Mulțumesc. fost chiar foarte multe. Da. Da. Îți dorești să împărtășești, să folosești mai departe cu cineva sau unde crezi că vei folosi ceea ce ai învățat aici? Și cu cine? În primul rând, pe mine o să folosesc mult timp, pentru că dacă pe mine nu mă transformă, dacă la mine nu transformă astea, n-am nicio așteptare la alți oameni. Adică, orice vreau să învăț pe altcineva, eu trebuie să asimilez și să trăiesc lucrul ăla.
Și am descoperit că sunt aspecte pe care vreau să le transform. De asemenea, Loredana ne-a dat teme în fiecare zi. Aceste teme sunt pur și simplu rămân așa pentru, cum să zic, adică chiar dacă nu le-am făcut de pe o zi pe alta, o să le fac săptămâna viitoare sau o să fac în timp anumite. Da, cu siguranță, până Adică la aprofundare vei avea timp să lucrezi la ele. Nici n-ai cum să faci atâtea deodată, dar toate la timpul lor. da. Da. Ce te-a determinat să o alegi pe Loredana Lati și Academia de Coaching, la care e președintă? După cum am spus, din familie știam despre această academie și am văzut și pe internet filmulețe care mi-au plăcut și consider că am făcut o alegere bună. Mă bucur. La fel zic și eu, în dreptul meu, Da. da. Și consider că a meritat investiția de bani, timp, energie și tot ce ai investit tu în acest curs, în aceste Da, zile. cu siguranță a meritat. Da, pentru că sunt, poate că unele lucruri sunt neprețuite. Pentru toate celelalte există un Mastercard. Dar aceste lucruri neprețuite, sunt inestimabile și poate sunt niște semințe care la un moment dat o să crească foarte mari. Ceea ce îmi doresc și eu, acele semințe pozitive. Doamne ajută! Dacă ai avea un mesaj de transmis pentru cei care vor urmări acest video, care ar fi acela? Ce ai îndemna sau mi-ai îndruma să Îi facă? îndemn să, dacă se confruntă cu o situație în care vor să se autodepășească sau, în principiu, orice problemă, să zic așa, avem în viață, are mai multe soluții. Pur și simplu să ne uităm după aceste soluții și să nu ne lăsăm, să nu amânăm, să nu ne lăsăm înfrânți, să nu. Să facem ceva în direcția asta, pentru că sigur o să ne ajute. Cu siguranță, întotdeauna există soluții, da. Și un mesaj pentru Loredana Latiș, dacă poți să-i transmiți ceva. Wow! Lui Loredana îi mulțumesc foarte mult pentru toată răbdarea pe care a avut-o cu noi zilele astea și pentru toate cunoștințele pe care ni le-a împărtășit. Pentru simțul umorului pe care m-a bucurat adeseori. Și pentru curajul ei, pentru curajul de a testa pe ea toate aceste noi învățături pentru a fi deschizător de drumuri. Mulțumesc! Și într-un final, dacă ai un mesaj să transmiți colegilor din Academie. Colegilor din Academie, îmi doresc să îi cunosc și poate sper să reușesc să vin și eu la una din aceste tabere care am auzit că se organizează, de abia aștept. Mulțumesc pentru acest cadru și mulțumesc pentru împreună. Foarte frumos. Da, și eu sper să ne întâlnim și în sesiuni de coaching, să facem practică împreună și îmi doresc să ajung și eu în tabăra aia care va fi anul viitor, pentru că n-am putut să ajung anul acesta.
Cam asta ar fi discuția noastră și vreau să-ți mulțumesc pentru acest dialog minunat și să-ți doresc mult succes în tot ceea ce vei face. Și eu îți mulțumesc foarte mult și la fel, succes! Da, Mulțumesc mulțumesc! frumos! O seară minunată, te îmbrățișez! Da, o seară.